Alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova vor avea loc pe data de 20 octombrie. Un alegător poate vota o singură dată la o singură secție de votare. După încheierea votării, funcționarii electorali vor începe numărarea voturilor. Rezultatele preliminare vor fi transmise de către birourile electorale prin intermediul sistemului informatic, iar Comisia Electorală Centrală le va afișa în regim online. Alegerile sunt considerate valabile dacă la ele au participat cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. În cazul în care niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova nu va întruni cel puțin jumătate dintre voturile alegătorilor care au participat la alegeri, Comisia va dispune organizarea în 2 săptămâni a turului 2 de scrutin cu participarea primilor 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale va fi declarat valabil dacă la el vor participa cel puțin o cincime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în turul 2 de scrutin. Ulterior, în termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar numai devreme de soluționarea definitivă a tuturor contestațiilor, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă printr-un aviz legalitatea alegerilor și validează mandatul președintelui Republicii Moldova. Candidatul depune jurământul în fața Parlamentului și a Curții Constituționale. Fii conștient, participă la votare și alege președintele tău pentru următorii 4 ani.